Găsești cineva, da, și unul pe doi. Pentru mine s-a găsit unul pe doi. Și e fericit doiul, că imaginea unui pe doi este el. Deci el nu e degeaba acolo. El e mulțumit că se găsește măcar un X pentru el, pentru care se întâmplă chestia asta, încât să fie el imagine. Și așa mai departe, dacă eu un Y de pe aici, un Y de pe aici, și după paralelă, un Y, mă duc în jos, și ce spune? Da, și pentru mine acest Y, care e aproape de 3, se găsește un X care e aproape de 1. Da? Uite, unea pe ea. Asta este o funcție, tot funcție corectă, dar este specială. Se cheamă funcție surjectivă. Deci F4 este funcție surjectivă. Eu ating acum și urc un pic lucrurile pentru că vreau să mă duc la clasa a noua. Că cei de-a noua tot reclamat să vorbesc de funcții. De fapt, dragilor, trebuie să vă spun că eu am un capitol, am un volum scos cu funcții. Intrați acolo la Proful Online și la pachete de DVD-uri și veți găsi un volum cu 10 DVD-uri în care atac foarte metodic și atent lucrurile, așa cum fac lecția asta. De fapt, lecția asta, dacă vreți, este o formă de prezentare a noțiunii de funcții care să vă determine pe voi să intrați acolo și vă mai alegeți și alți, mai ales din clasele superioare, că sunt mai multe volume acolo, spuneam că sunt 18, printre cele 18 volume se află și noțiunea de funcție și acolo veți vedea ce bucurie vă va prinde, pentru că la un preț destul de mic sunt acolo, deci 10 DVD-uri, câte o oră și jumătate, 15 ore de matematică, dragilor, prezentate în varianta Proful Online. Acela nu trebuie să vă lipsească din biblioteca voastră. Deci este volumul de căpătâi care trebuie să... Cel mai important, noțiunea de funcții, nu poți să discuți nimic începând în clasa noua, nu mai ai nicio șansă. Noțiunea de funcții stă la bază. Analiza matematică fără noțiunea de funcții nu poate fi concepută și mai departe. Deci, mă întorc acum și mă întorc aici. F este funcție subjectivă pentru că toți grecii sunt fericiți. Pentru că toți, hai să scriu popularele, toți grecii sunt fericiți. Da? Toți grecii sunt fericiți. Asta e fantastic. Așa, dar vei spune voi, dar cum sunt? Păi, în limbaj matematică, asta, dați-o încă o dată. Toți ei, deși fericiți, n-am auzit niciodată. Nu ați auzit, dragilor, dar acum eu am plecat la practică asta, la ghiștiul ăsta. Să înțelegeți voi ce înseamnă. Acum să traducem ce înseamnă Y-ii fericiți. Întrebând mai pe un orice Y, la orice Y ne-am oprit din codomeniu, el spune, eu nu sunt așa la întrebare, să știi că pentru mine găsești măcar un X încât eu să fiu imagine. Deci asta e povestea. Deci la fiecare Y, dacă ne oprim, să constatăm că există X-ul, așa încât Y-ul e egal cu F de X. Așa că, vedeți voi, merită să analizăm cu atenție, cu foarte multă atenție, să analizăm noțiunea de funcție. Deci, F este funcție subjectivă, pentru că toți Y-ii sunt fericiți, s-ar traduce în matematic așa. Oricare ar fi Y, dați-vă și că e definită de A cu valori în B. Da, să luăm așa, e definită pe A cu orice Y din B, din codomeniu, să rezulte, pentru orice Y din codomeniu, dacă ne-am duce, să rezulte că există X-ul din A, așa încât Y-ul, acela la care ne-am oprit noi, Y-ul să fie egal cu F de X, adică să fie imaginea celui X. Deci la orice Y ne-a obținut să existe un X, măcar unul, poate să existe și doi. Doi de X cu aceeași imagine. Am spus, doi sau mai mult poți avea aceeași imagine. Unul, un X, nu poate să aibă două sau mai multe imagini în noțiunea de funcție. Așadar, v-am dus ușor și spre o noțiune foarte importantă
în clasa a noua studiată noțiunea de funcție subjectivă. Când n-ar fi o funcție subjectivă? O funcție n-ar fi subjectivă dacă ar găsi măcar unul. Adică să negăm asta. Să negăm definiția de aici. Asta este definiția, da? Definiția. Să o negăm. Există un singur Y în codomeniu, așa încât pentru acela, orice X am întrebat noi și am luat la mână și am urmărit, niciunul să nu fie în stare să ducă spre imaginea aceea. Y acela este trist. Pentru că nu se găsește niciun X. Deci, F definită pe A cu valori în B nu este surjectivă dacă și numai dacă există un Y0, unde există un Y0? În B, așa încât la orice X din A ne-am oprit, deci întrebând noi toți și din A, să rezulte că Y0 acela e diferit de F de X. Deci Y0 acela nu este imaginea unui X din A. Și atunci funcția gata, pică, nu mai este subiectivă. Vedeți cum se neagă? De fapt aici este un predicat, nu? Cuantificatorii acestea sunt legați strâns de noțiunea de predicat. De ce se face un pic de logică la matematică din clasa noua? Deci înainte de a introduce noțiunea de funcția că eu aș face, așa se făcea o dată câteva noțiuni de logică. Așa încât, dragii mei, m-am dus și spre noțiunea de funcție surjectivă, da? Surjectivă. Important să rețineți și această noțiune. Surjectivă. Și ați înțeles cum anume ce înseamnă că e surjectivă, când toți grecii sunt fericiți în limbajul spain. Dar tradus matematic, așa trebuie să spunem. Altfel spus, orice paralelă am dus cel mai. Că uitați, prin paralela asta ce se întâmplă? M-am obținut la un Y. Y când paralelă rămâne același, tot timpul la aceeași distanță. Y egal cu 2, zicem. Pentru Y egal cu 2, paralela asta se taie graficul funcției. Măcar într-un punct. Adică când îl taie, înseamnă că îmi anunță că există X-ul aici undeva, jos. Locul îi taie, mă duc pe vertical și găsesc X-ul pentru Y respectiv. Asta e și o metodă grafică. Deci să dăm și definiția. Definiția grafică. Grafică. F surjectivă. Da? Surjectivă. Dacă și numai dacă. O funcție este surjectivă, dacă și numai dacă. Oricare ar fi. Da? Funcția este surjectivă, dacă și numai dacă. Oricare ar fi, orice paralel, în loc de oricare ar fi Y din codomeniu, nu? Orice care ar fi, zicem, orice paralelă la axa X-ilor dusă prin orice paralelă axa X-ilor dusă prin codomeniu, taie. Fapt, codomeniu este asta, da? Taie, cum am fost aici. Pune asta de aici. Taie graficul cu funcției, graficul funcției, când cel puțin un punct. Deci taie graficul funcției în cel puțin un punct. Să nu taie în două sau mai mult. Deci paralela să taie graficul funcției în cel puțin un punct. Ei, așadar, iată că v-am vorbit ce înseamnă funcție surjectivă. Nu? În clipa asta a fost foarte clar ce înseamnă funcție și subjectivă.
mă opresc încă, aș vrea să mai insist de reduștere pe partea asta de sus, să mai analizăm un pic funcțiile acestea pe care le-am reprezentat aici și să constatăm că și pentru cele care le-am șters, F1, F2, F3, F4, F1 și F2, aici mai au o calitate. Vedeți, eu spuneam mai devreme că tot funcție este și aceasta. Am să dau și un exemplu în care se iau f de x egal cu x pătrat. Iată, lui 2 îi corespunde 4. Lui minus 2 îi corespunde tot 4. Asta e corect. E bine. Că două valori distincte, nu? Cu aceeași imagine. Nu era posibil ca un element să plece în două direcții, dar două sau mai mult să aibă aceeași imagine, are rost. Da, dar aceasta este o funcție corect definită, însă nu este injectivă. Deci, altă, altă noțiune, injectivitate. Injectivitatea presupune așa, sunt x și diferiți, y și să fie diferiți. Deci, la orice 2x din domeniul ne-am oprit, atenție, da? La orice 2 și ne-am oprit, imaginea care acum ar să fie diferite. Deci, iată o altă noțiune. Cum ar vin la noi? Ne oprim la minus 1 și la 1. Lui minus 1 îi corespunde minus 1 și lui 1 îi corespunde 3. Alt x. Să spunem 0 și 1. Lui 0 îi corespunde 1 și lui 1 pe 2 îi corespunde pe tanzimul 2. Deci, o noțiune nouă, noțiunea de funcție injectivă. Da? Noțiunea de funcție injectivă. Și zicem, f definită pe a cu valori în b, f definită pe a cu valori în b, injectivă, dacă și numai dacă, deci este injectivă, dacă și mai dacă, oricare ar fi x1 diferit de x2, oricare ar fi două valori distincte, x1 și x2, de unde e x1 și x2? Din domeniu, da? x1, x2 din A, din domeniu, să rezulte că ce apar, ca imagine, f de x1 diferit de f de x2. Deci la orice x1 diferit de x2, se rezultă f de x1 diferit de f de x2. Spunem astfel că am definit o astfel de funcție este o funcție injectivă. Da? Injectivitatea spune așa. La oricare două elemente distincte, important oricare, pe toate trebuie să le cercetăm. Două pe două. La oricare două elemente distincte, să rezulte că imaginele sunt distincte. Ei, aceasta este o definiție. Sigur, un P implică Q. P implică Q. Adică P, la orice X sunt diferit de X2, implică ăsta, da? Oricare ar fi X1 diferit de X2, implică, este geata, da? F de X1 diferit de f de x2. Dar, din logica matematică, ne amintim că P implică Q, P implică Q, e tot una, cu a spune non-Q, implică non-P. Ori fac P implică Q, ori fac non-Q implică non-P. Acest lucru non-Q implică non-P, este pentru mine o șansă imensă pentru a da definiția într-un alt mod. Deci, funcția f este injectivă, f definită pe a cu valori în b, da? Spun că e injectivă, hai să spun injectivă, dacă și numai dacă, non-Q implică non-P. Non-Q
Adică negri pe Q. Din F de X1 egal cu F de X2 să reiese neapărat că X1 egal cu X2. Deci din F de X1 egal cu F de X2 să rezulte că X1 egal cu X2. Spunem că avem tot așa o funcție în practica asta, în exerciții. Da? În aplicații. Cum facem asta? Că aici, ca să luăm toți fixii diferiți dintr-un domeniu, sunt o infinitate aici. Sunt situații când domeniul definiției este un interval, nu? Vedeți foarte bine acolo. Și fiind un interval, nu am cum să iau toți X și se compar. Să iau doi câte doi diferiți, să văd imagini diferite. Și atunci, forma practică de lucru este asta. F de X1 se rezultă, din F de X1 egal pe X2, se rezultă că X1 egal pe X2. Numai. Se rezultă numai varianta asta. Adică să nu am o altă variantă. Să nu mai există și o altă posibilitate. Dacă aș sta să mă gândesc la funcția F de X egal cu, pentru F de X egal cu X pătrat, și vreau să studiez injectivitatea. Deci injectivitatea să cercetez. Să zic că F definită pe el cu valori în el. Deci la asta funcționă reale cu valori. Adică ar trebui să spun așa. F de X1 egal cu F de X2 e de fapt, aș spune, echivalent cu X1 pătrat egal cu X2 pătrat. Da? X1 pătrat egal cu X2 pătrat. Ce chiar înseamnă echivalent? X1 minus X2 pe lângă X1 plus X2 se fac egal cu 0. Da? X1 minus X2 pe lângă X1 plus X2 egal cu 0. E, dar un produs egal cu 0 pe rând, fiecare egal cu 0. Deci de aici, X1 minus X2 egal cu 0 sau X1 egal cu minus X2. Asta înseamnă că X1 egal cu X2, dar nu am și altă alternativă. Nu am numai varianta X1 egal cu X2, mai există și alta. Și fiindcă mai există și X1 egal cu minus X2, îmi dă mie să înțeleg că funcția nu este injectivă. Deci mai am altă alternativă. X1 egal cu minus X2, adică, iată, cum am aici, lui 2 corespunde 4 și lui minus 2 corespunde tot 4. Deci există și alternativa asta și atunci eu doream să există numai varianta X1. Adică să nu fiu pus în situația asta, un produs egal cu 0 pe rând, fiecare, cât oricât se facă 0. Păi poți fi 0, fie ăsta, fie celălalt. Și atunci, într-o astfel de situații, eu nu trebuie să ajung, nu trebuie să mai am asta. Să fie numai varianta X1 egal cu X2. Deci asta este lucrul pe care, asta este lucrul pe care vreau să-l punctez, să fie foarte clar. Că ceea ce am clarificat despre injectivitate, sper să vă fie foarte clar, asta e definiția. X diferiți, toți, deci comparând toți X diferiți, Y și S diferiți, e foarte greu în practică și în practică în exerciții este metoda aceasta, să-i pleacă la X1 egal cu F2 și să rezulte numai varianta X1 egal cu X2. Ca să mă înțelegeți, iată, am să iau acum exemplu funcției f de x egal cu modelul acesta care l-am luat mai devreme cu 2x plus 1. Parcă așa era, da? 2x plus 1. Și la acest model deci f de x egal cu 2x plus 1. Așa se vede egal cu 2x plus 1. Să aplicăm definiția f, hai să zicem, definită pe cum am avut noi aici, de la minus 1 la 1, cu valori în intervalul minus 1, 3. Surjectivă este, da? Și acum să vedem injectivitatea. Pentru asta plecăm. F
de x1 este 2x1 plus 1, f de x2 egal cu 2x2 plus 1 și f de x1 egal cu f de x2, x1 egal cu f de x2, este echivalent, poate spune că 2x1 plus 1 egal cu 2x2 plus 1, 1 cu 1, prin 2 împărțim și de aici rezultă numai. Deci din relația asta rezultă numai x1 egal cu x2. Deci numai asta. Nu mai am altă alternativă. Nu mai am ca aici. Nu mai am așa pericol. Deci mi-a ieșit pur și simplu x1 egal cu x2 și atunci concluzia care rezultă. Deci că f este injectivă. Deci de aici rezultă f injectivă. Dragilor, dragilor, deci noțiunile trebuie bine, 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 bine înțelese. Eu mă amintesc cu ani în urmă, spunea asta cineva cu vreo 3 ani în urmă, care spunea așa, domn profesor, am terminat facultatea la Iași, am parcurs tot, m-am dus la definitivat și știți cum? Nu mi erau multe noțiuni clare, dar am avut baftă cu vreo jumătate de ani în urmă, am dat peste blogul dumneavoastră și acolo, când am văzut noțiunea surjecție, injecție, bijecție, tot ce i-ați făcut dumneavoastră acolo, cât de clar mi-a fost. Am dus și am spus, totul e ca în oglindă. Se vede tot acum. Deci, se vede dincolo de noțiunea asta abstractă, partea aceea finuță, clară. Noțiunea era transparentă. Ne ducem dincolo de partea abstractă, da? Și acum, dacă așa stau lucrurile și dacă produc atâta bucurie, asta mă îndeamnă să tot continui și să fac și lecții de acestea în care voi să vă simțiți bine. Dragilor, deci în momentul de față am să vă spun că am introdus cele două noțiuni, adică e vorba de noțiunea de funcție de care? Funcție surjectivă, noțiunea în sine de funcție. Da, noțiunea în sine de funcție. De la bun început am punctat-o, cred că destul de clar. Ce presupune cele trei elemente? De unde plec, unde ajung și cum ajung, care e rețeta? De unde, unde și cum? Asta înseamnă domeniul definiției, codomeniul și lege de corespondență. Fiecare are importanța ei, fiecare noțiune în parte. Ați văzut dacă mișcă un pic ceva, legea e altă funcție, domeniul e altă funcție, codomeniul e altă funcție. Aceste lucruri înțeles și ce face prin procedeul acesta de corespondență. Fiecare element din A se corespunde unul și mai mult din B. Unul și mai mult din B. Adică pleacă tot, nu-i voie să fie în domeniul un element care să nu-i pun ceva în imagine și nu e posibil ca un element să aibă două imagini. Acestea sunt noțiunea de funcție foarte clară. Și am venit și am punctat noțiunea de funcție surjectivă. Surjectivitatea presupune ce lucru important. Toți ingricii să fie fericiți. Nu? Într-un mod foarte plastic. Injectivă. Injectivă, da? Noțiunea de injectivitate. Iată-o aici. Injectivă. Da? Noțiunea de injectivitate presupune această definiție ca toți ingricii diferiți să însemne ingricii diferiți. La toți ingricii diferiți, ingricii diferiți. În felul ăsta vei limpede și înseamnă și subiectivitatea, y fericiți, din coace 2x, oricare 2x diferiți, y diferiți. Și partea practică, la subiectivitate, un mod foarte interesant este acesta grafic, ducând paralela de la asa x-ilor, să tai graficul în cel puțin 1. Cel puțin 1. Cel puțin tai graficul funcției în cel puțin un punct. Poți tai în două, dar să nu tai mai mult de unul. În cel puțin, cel puțin. Cel puțin. Cel puțin. În cel puțin, foarte important. Cel puțin, adică măcar într-unul, dacă nu mai multe. Iar pentru injectivitate, la metoda grafică, deci acum să de surjectivitate. Sur. Da. Surjectivitate. Și pentru F, injectivă,
funcție este injectivă, da? Pentru injectivitate, fiind injectivă, dacă și numai dacă, orice paralelă lați aici, o taie graficul funcției, în cel mult. Deci, se pune aceeași chestie, dar acum adaug în cel mult, în cel mult. Da? În cel mult un punct. În cel mult un punct. Deci nu taie. Nu taie în două. Că atunci, dacă ar tăia în două, ar mai avea 2 de X. Pentru același Y. Deci, pentru surjectivitate în cel puțin un punct, pot să fie două sau mai multe, dar pentru injectivitate în cel mult un punct. Și dacă tai și ce înseamnă să fie și surjectivă și injectivă? Și surjectivă și injectivă, să tai graficul într-un punct și numai unul. Deci există și situații de asta, cum este la noi. Când duc paralelă pe aici, pe la orice Y ar duce paralela, prin codomeniu, graficul e tăiat într-un unul și numai unul. Nu se întâmplă în două vreodată și nici nu se întâmplă ca să trec printr-un gol, să nu taie graficul. Și când se întâmplă chestia asta, te tai într-un unul și numai unul, se spune că funcția este cum? Funcția este bijectivă. Iată că cele două, da, cele două noțiuni le putem acum surprinde într-una singură. Deci cele două noțiuni într-una singură. Și anume. F definită pe A cu valori în B. Da, spuneți că este bijectivă. Dacă e de amândouă, și subjectivă și injectivă. Da? Deci dacă e de cele două categorii, spunem că este bijectivă. Dacă le îndeplinește am două condițiile. Da? Dacă este și subjectivă și injectivă, spunem într-un limbaj că este bijectivă. Sigur, am văzut, sunt cam mai mulți tachete decât funcția de gradul întâi. Da, o să mă întorc la ea acum. Am uitat pentru că, dragilor, am simțit nevoia să vorbesc mai mult decât noțiunea de funcție. M-am adresat în deosebit celor începând de clasa a 9, 10, 11, 12. Da, și funcția de gradul 3. F definită pe A cu valori în B. În cazul nostru, cum a fost aici, F definită pe minus 1, 1 cu valori în intervalul minus 1, 3 cu rețeta f de x egal cu 2x plus 1 este, cum spunem că este funcția asta, este bijectivă. Bijectivă. Da? Funcția asta de linte este bijectivă. Din ce motiv? Da? Deci funcția asta de linte este bijectivă pentru că este și subjectivă, și subjectivă, și injectivă. Da? Spunem că este astfel bijectivă. Și subjectivă și injectivă. Adică paralela ta e graficul, paralela prin Y, paralela la axa X-ilor taie graficul picul funcției într-un punct și numai unul. Într-un punct și numai unul. Deci este important. Graficul stai punct, graficul paralela așa asta stai graficul într-un punct și numai unul. Și atunci și subjectivă și injectivă. Deci asta ar fi metoda grafică, dragilor. Metoda grafică înseamnă dacă ai graficul trasat din niște motive, ai avut nevoie să faci treaba asta și ai graficul pus la punct și pe cei din clasa 11 știu asta că poți să trasezi graficul mai multor funcții. Așa, în general ar fi, am spune că
putem trasa graficul funcției, oricărei funcții la sfârșitul clasei 11-a. Facem un studiu foarte amănunțit acolo, cu noțiune de limite, cu toate lucrurile acelea derivate și mai departe. Avem un set de instrumente puse la punct până în clasa 11, la sfârșitul clasei 11, încât ne permite să spunem că trasăm graficul funcției cu o precizie cât se poate de bună. Pentru că a trasa graficul nu înseamnă să te duci la ție un punct. Înseamnă să ai toate punctele, acele care verifică relația, cum a fost la noi. 2x plus 1. Adică y egal, deci asta se mai scrie și într-un alt mod, y egal cu 2x plus 1. Da? Y egal cu 2x plus 1, dragilor. Ei, am insistat pe treaba asta, acum să mă întorc înapoi la funcția de gradul 3, am luat-o un pic mai sus, dar asta pentru că mi-a venit mie bine acolo după ce am construit graficul funcției respective, să vă duc și spre noțiunea de surgeții, injecții, dejecții. Și cei care sunt curioși, clar că chiar dacă sunt în clasa a 8-a, a 9-a, a 9-a au nevoie urgentă de asta. Deci le va veni foarte, foarte bine toată discuția asta care am portat-o eu. Se va lipi mânușă de sufletul lor, pentru că e de așa o noțiune cunoscută și de care au nevoie să învață a noua aceste lucruri bine, bine precizate ca să fie pentru copii cât de să întâlnesc cu noțiunea sine și că n-au pus la punct aceste lucruri, le va veni foarte greu. Așa încât f de x egal cu 2x plus 1, spuneam, sau y egal cu 2x plus 1. Că de fapt acolo sunt perechele x și y care satisfac relația asta. Și toate puse în lângă asta, îți dau graficul funcției. Dragilor, hai să mă întorc din nou la funcția asta de grad. În general, funcția de gradul 1, deci funcția de grad. Hai să șterg și sus. Suntem așa, că sunt singur, sigur că le fac și munca asta. Voi arăt în multe lecții că avem mămicile care erau prezente aici și șterg tabla și fac mare pe ritmul de lucru în condițiile astea. Așa. Și acum să vă întorc și să mă duc un pic să vorbesc de la funcția de gradul 1, am tot ce trebuie făcut. Și cum arată graficul funcției de gradul 1, ce este, da? Toate aceste lucruri vreau să fie cât mai bine rămurite. Iată, dragilor, cum... Deci e vorba de funcție f de x, în general, egal cu ax plus b. De ce e gradul 1? X-ul la 1. Gradul 1. Da? X-ul la 1 e gradul 1 de x plecat. Deci, în general, f de x egal cu ax plus b, funcție, unde a și b sunt niște numere reale. Da? Cu excepții. Sigur că aici aș putea surprinde mai multe lucruri. Deci, f de x egal cu ax plus b, a și b numere reale. Iar cât privește exemplul pe care am luat, hai să mergem fac, f de x egal cu 2x plus 1. Da? F de x egal cu 2x plus 1. La momentul acesta, noi am văzut funcția în sine cum a fost dată, dar hai să o spunem mai definită pe iar.